Hei, bună! Eu sunt Zena, iar azi am venit cu un nou videoclip. Astăzi doresc să vă prezint câteva recomandări de cărți. Cărți care au personaje diverse și au teme mai inclusive. Prin cărți cu teme inclusive mă refer la cele care au personaje din comunitatea LGBT, care sunt de altă rasă, religie, care au boli cronice, sau pur și simplu persoane care sunt discriminate pentru cei care sunt ei. Consider că citirea acestor cărți le va deschide oarecum mintea anumitor persoane și va preveni discriminarea acestor persoane care încă sunt foarte judecate de cei din jur și de către societate, deoarece așa cititorii vor putea empatiza cu situațiile dificile prin care aceștia trec. Și un lucru pe care cititul m-a învățat a fost să vreau să descoper lumea prin ochii altor persoane. Să vreau să descoper cât mai multe perspective a evenimentelor din jurul meu, să văd prin ce trece o anumită persoană, un lucru care pot spune că m-a făcut mai empatică. Pentru voi am 5 recomandări de cărți, majoritatea pentru adolescenți, iar una dintre ele este middle grade, dar poate fi citită și de cei mai mari. Așa că să începem. Prima carte pe care doresc să vă prezint este With the Fire on High, semnată de Elizabeth Acevedo. Această carte o are ca personaj pe principal, pe Moni, o tânără de culoare care vine într-un mediu defavorizat și care trăiește împreună cu bunica sa și cu fica sa, Emma. Aceasta a ajuns mamă în adolescență, acum având aproximativ 18 ani din ce mi-aduc aminte și fiind în ultimul an la liceu. Cartea urmărește parcursul vieții lui Emoni în acest ultim an, cum încearcă să treacă peste răutățile celor din jur, să se maturizeze foarte repede încercând să-și întrețină familia, care avea un buget foarte restrâns, să treacă peste faptul că tatăl ei nu este prezent în viața ei și oarecum să, atunci când acesta încearcă să redevină prezent, să-l accepte, dar și să încerce să se pună pe ea pe primul loc măcar o dată în viață după nașterea fiicei sale. Ea s-a maturizat foarte repede și pe parcursul cărții vedem o oarecare dezvoltare a acesteia ca persoană, o oarecare maturizare în continuă în creșterea sa și din momentul în care dorește își dă seama că marea sa pasiune, gătitul, poate să-i fie carieră și în care descoperă că învățatul pentru școala normală nu este chiar atât de important când are o carieră ce o așteaptă și când este foarte talentată la gătit. Cartea m-a făcut să empatizez cu Emoni, dar și să doresc să gust din preparatele sale care erau descrise într-un mod minunat, cartea conținând și rețete aici pe acolo. Cartea a urmărit și a avut în plan principal evoluția personajelor și o oarecare poveste romantică dintre Emoni și un nou băiat de la liceul său, dar și având mult mai puțină acțiune, care însă a făcut-o totuși să fie o carte bună. I-aș oferi un rating de 9 din 10 și mi-a plăcut destul de mult. Am citit-o în engleză deoarece încă nu are o traducere și pot spune că are atât reprezentare de personaje de culoare care vin într-un mediu defavorizat și toate greutățile prin care acestea trec, să fie acceptate de societate, dar și să se întrețină, dar și prezentarea unor personaje din comunitatea LGBT, dar și a mamelor adolescente și toate greutățile prin care acestea trec, ce relație are Emoni cu tatăl copilului său și multe altele. Iar eu cred că a fost o carte minunată și vă recomand cu mare drag dacă aveți peste 13-14 ani. Următoarea carte pe care doresc să vă prezint este Poeta X, semnată de Elizabeth Acevedo, aceeași autoare ca la cartea precedentă. Însă, cartea aceasta este una de poezie, care are ca personaj principal pe Xiomara, o tânără de culoare, care a crescut într-o familie foarte religioasă și care a fost îndoctrinată de mică cu religia catolică. Tânăra nu a avut foarte mulți prieteni la școală, a avut probleme la școală și era destul de bătăușă, dorindu-și mereu să-și apere fratele mai mic. Lucru care pot spune că i-a creat anumite probleme. Crescând cu o mamă foarte religioasă care îi impunea mereu să meargă la biserică, îi spunea ce este considerat păcat și ce nu, nu a avut adolescența pe care și-a dorit-o. Însă și-a găsit un loc așa de confort în scris, lucrurile care era foarte talentată, ea exprimându-se și vorbind cu sinele său prin poezii. Avea poezii foarte bune, cartea fiind din perspectiva ei și din poeziile sale, iar ea hotărăște să se înscrie la un cec de poezie ce avea loc la liceul său, unde talentul este recunoscut pentru prima oară și unde ajunge la concursuri cu scrierile sale, concursuri cu care mama ei și părinții nu sunt de acord.
Însă aceste cursuri de scriere și cerc de poezie aveau loc în timpul orelor de studiu biblic la care fata era obligată să meargă de către mama ei, cred că pentru că se pregăti de 11 ani, nu mai știu, țin minte exact. Însă când apare un băiat în peisaj, Axiomara se îndrăgostește încet încet de acesta, relația sa cu mama ei se înrăutățește și mai mult, fiindu-i mereu interzis să aibă orice fel de relație cu cineva, având de asemenea doar o singură prietenă, deoarece părinții ei erau tare stricți, cum am mai menționat. Așa că ea avea un cai de poezie în care își exprima toate gândurile, sentimentele, toate războaiele pe care le avea cu sinele, iar într-o zi acesta ajunge pe mâna cui nu trebuie, iar viața ei se schimbă complet. Cartea are de asemenea personaje din comunitatea LGBT, care au fost crescute de asemenea într-un mediu foarte religios și este prezentată o mică parte din bătălia lor cu sinele, încercând să se accepte pe ei. Astfel putem face o tranziție către următoarea carte, care este una care are personaje din această comunitate în prim plan, și aceasta este Roșu, Alb și Albastru, Egal, semnată de Casey McQuiston. Cartea este una dintre cele mai lăudate cărți de pe TikTok cu personaje din comunitatea LGBT și nu știu, eu consider că își merită într-o oarecare măsură lauda, însă dacă aș ști mai multe cărți de acest gen, poate o veți considera oarecum clișeică, însă mie mi-a plăcut tare mult. Cartea îi are ca personaje principale pe Henry și Alex, doi băieți queer, care ambii provin din familii foarte importante, Alex fiind fiul președintei Statelor Unite ale Americii, iar Henry fiind unul dintre prinții familiei regale din Anglia. Această carte este un enemies to lovers, adică la început aceștia sunt într-o oarecare rivalitate, deoarece îl considerau pe celălalt arogant, însă atunci când se întâlnesc la un eveniment, descoperă că nu este chiar așa și se îndrăgostesc unul de altul. Chiar dacă trăiau în țări care acceptau persoanele queer și persoanele din comunitatea LGBT, homofobia încă exista atât în carte cât există și în realitate și era atât prezentat de către cei din jur, de către familiile acestora, cât și de ei fiind internalizată, fiindu-ne prezentate toate gândurile personajilor și luptelor cu sinele în acceptarea faptului că iubesc o persoană de același sex. Povestea mi s-a părut una foarte frumoasă și frica cea mai mare era ca presa și lumea din jur să nu afle, deoarece în acest mod cariera părinților și reputația lor ar putea fi stricată, însă atunci când ei încep să fie împreună, încep să se ascundă, însă tot ajung să fie oarecum încet încet văzuți, iar viețile lor se schimbă încet încet. Povestea lor de iubire este și ea complicată în sine și eu vă recomand tare mult cartea. Mi-a plăcut tare mult și i-aș recomanda cam un 8, i-aș da un 8 din 10, deoarece a avut mulți termeni politici și judecătorești care atunci când am citit-o, adică acum un an, nu mi s-au părut interesant și am trecut destul de greu prin ei. De asemenea, nu aveam foarte mult chef de citit pe atunci, însă am rămas pentru povestea lor de dragoste, care a fost una adorabilă și pe care vă recomand cu mare drag dacă aveți peste 15-16 ani. Următoarea carte pe care doresc să vă o recomand este cea middle grade, adică adresată elevilor de gimnaziu. Este cartea Părsările dintr-o bună zi, semnată de Sally J. Plush, care a apărut în colecția Smart Age de la Corin Junior și vă recomand toate cărțile din această colecție, deoarece sunt alese cu mare grijă și sunt într-adevăr minunate. Cartea are ca personaj principal pe Charlie, un băiat de 12-11 ani, nu mai țin minte exact, care are tulburare obsesiv-compulsivă, care îl face să îi fie foarte frică de schimbări, care îi face relaționarea cu cei din jur mult mai complicată și care dorește să aibă mereu lucrurile sub control și îi place ca totul să fie aranjat perfect. Iar când apar niște schimbări foarte mari în viața sa, el trebuie să învețe să treacă prin acestea, să le accepte, să spună că totul va fi bine. Atunci când tatăl său este rănit în Afganistan, el împreună cu o parte mai ciudățică a familiei sale trebuie să parcurgă un drum foarte lung cu mașina pentru a ajunge la spitalul unde acesta este internat. Charlie mai era un mare pasionat de păsări, așa că pe drum se opresc la diferite obiective turistice și diferite zone pentru a găsi păsări ca Charlie să le colecteze într-un oarecare mod imaginea. Întâlnește multe persoane interesante pe drum care pot spune că îl schimbă pe acesta. Și o carte de gimnaziu, cred că personajele sunt caracterizate foarte bine și vedem o oarecare evoluție a acestora pe parcursul cărții. Nu știu dacă este cea mai bună reprezentare
a unei persoane cu OCD, tulburare obsesiv-compulsivă, însă dacă sunteți elevi de gimnaziu și doriți să o citiți, o carte interesantă care merge destul de repede și care prezintă o, care ne spune, ne povestește viața din perspectiva unei persoane care are această tulburare, eu vă recomand cu mare drag. Ultima, dar nu și cea din urmă carte, este vândută la 13 ani, semnată de Patricia McCarnick. Această carte este una dintre cele mai dure pe care le-am citit și o recomand celor de peste 15-16 ani. Plus, deoarece ne povestește niște lucruri foarte complicate și o parte care nu este atât de frumoasă a vieții a anumitor persoane. Cartea are ca personaj principal pe Lakshmi, o tânără de 13 ani, care trăiește împreună cu familia sa în Nepal, în condiții foarte precare, și care ajunge să fie vândută de către familia acesteia spre prostituție în India, la o casă a fericirii. Ni se spune viața din perspectiva acesteia, viața ei la această casă de prostituție, unde ea nu știa că ajunge, relaționarea ei cu alte persoane și pur și simplu cum încearcă ea să treacă peste acest fapt, să-și accepte viața și cum încearcă ea să evadeze. Ni se spun toate greutățile acesteia, dar ni se prezintă și o parte din cultura persoanelor de acolo, din obiceiurile și credințele lor, care sunt unele foarte învechite în anumite cazuri, privind modul în care femeia este văzută în societate, însă consider că este o carte care trebuie citită, prezentând niște lucruri dure într-un mod atât de frumos prin stilul de scriere al autoarei. Și pot spune că mi-a plăcut destul de mult. Acestea au fost recomandările mele și sper că v-au plăcut, iar eu vă aștept în secțiunea de comentarii acestui videoclip pentru a dezbate împreună dacă voi credeți că citirea unor cărți cu teme inclusive este importantă sau nu. Mulțumesc tare mult pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu fiecare videoclip pe care îl postez. Mulți pupici și spor la citit! Pa, pa!